Maria a fost foarte afectată ieri și este și astăzi din cauza acelui subiect care s-a creat cu supărarea doamnei Iuliana în urma repliciei de la bucătărie Nelaș. Te rugăm ceva de genul a spus, plânge și acum în live. Spunea că de fapt a deranjat-o faptul că Ștefan nu a închis ochii și au fost acele discuții care nu trebuiau să mai fie, să nu se mai creeze un nou subiect. Zicea că de fiecare dată a recunoscut și și-a asumat tot ceea ce a zis și a făcut, nu a dat vina pe nimeni altcineva. De data aceasta s-au acumulat prea multe și este în acel punct al competiției în care simte că nu mai poate. Spunea că o respectă pe doamna Iuliana, că și-a cerut scuze, știe că a greșit din prima, dar s-a scos prea mult în evidență acea fază și trebuia mai pe scurt Ștefan sau și doamna Iuliana să închidă ochii.